Ultima dimineață la Chile Grădiștei, la Carpatia MTB Epic, ultima cafeluță pe terasă, așa cu piatra Craiului în față, parcă n-aș vrea să plec, dar asta e. Mai avem 60 de kilometri și un concurs minunat se încheie. Uz după 3 zile, dar ce să facem, au talpă de carbon, așa e cu race-ul. Lumea se pregătește și de ultima zi, dar astăzi este și One Day Epic, cursa de 45 de kilometri de o singură zi. O să fie un traseu mult mai simplu, mult mai rapid, sper să terminăm și mult mai repede. Poate nici nu ne plouă, vedem. Tot în boxa 4 și astăzi. Niciun progres, niciun regres. În schimb, astăzi va fi mult mai multă lume. Traseu. Te las eu la greu, băi. Tot 2015 de metri. Ultimele secunde înaintea startului și acum putem să vedem cam câtă lume s-a strâns dura de o zi. Ne îndreptăm spre șirle, un pic de pushbike, așa de on choice, așa că mergea pe bicicletă. Dar așa e la concurs, dacă e din față s-o da jos, ne dăm toți. Hai. Oricum ar trebui să fie mai mult rulaj azi. Capăt cheile pisicii. Mort. Mort! Ha, rupere, frate. Hai, dar bine e să mai tragi un pic de tine. E minunat. Gata. Gata, Carpatian MTB Epic 2018. Din păcate, astăzi v-am zis, am avut chef să concurez, nu să filmez, așa că mai puțin. Mergem să mâncăm ceva. Ne vedem la anul. Punem bani deoparte. Hai.